Corina Druc este actrița Naționalului din Craiova de câți ani? Din 94. Suntem deja, eu și cu tine, la al doilea podcast din dimineața asta, pentru că am cam trecut prin toate cele ce am fi vrut să le vorbim de la prima vedere, acum ne-am văzut, acum ne-am cunoscut. Nu pot să spun că nu îi sunt recunoscător divinității că ne-a adus împreună, fiindcă ziceam adineori la mine în birou că parcă suntem făcuți de aceeași mamă. Asta e un semn de o oarecare chimie în privința a ceea ce gândim, asta încerc să spun. Corina Druc este născută în Chișinău? Da, în Chișinău, corect. Și cum ai ajuns la Craiova? Păi, în Chișinău am locuit primii 5 ani de viață și după aia am plecat la Moscova cu familie pentru că tatăl meu a avut niște probleme și atunci cumva n-am mai avut voie să locuim în Republica Moldova și am avut de ales, am ales orașul unde a fost student. Bine, a fost și la Sankt Petersburg, dar am preferat Moscova, unde a cunoscut-o și pe mama, că era studentă la actorie și ea acolo. Mama fiind tot româncă. Mutându-ne la Moscova, am locuit o perioadă acolo. Acolo, pentru prima dată la 6 ani, deja urma să merg la școală, dar nu vorbeam o babă rusă. Și a fost destul de greu, pentru că avea niște prieteni. Foarte greu cu copiii, că ne duceam să jucăm la un loc de joacă și mă alergam după mama. Mama, ce spune fetița? Ce spune băia? Așa era, că nu înțelegeam nimic la 6 ani, dar copiii erau dezvolți și intram ușor în contact. Adică nu aveam nevoie de să vorbim o limbă la perfecție ca să ne jucăm. Dar sora mea a avut mult mai mult noroc că locuiam într-o zonă a Moscovei unde erau ambasade și mulți lucrători de la ambasade își dădeau copiii la școlile rusești ca să învețe limba și atunci pentru ea a fost mai ușor. Toți vorbeau strălucit rusă sau nu vorbeau deloc. Eu am mers deja la o școală unde erau numai ruși și din cauza asta eram să rămân și repetent în clasa 1, eram și cu sănătatea, mă îmbolnăveam cam des așa și nu înțelegeam nimic. Știu că nu înțelegeam nimic, nu înțelegeam rusă, stăteam în clasa 1 și mă uitam jumătate din ce spunea profesoara, înțelegeam. Și, acum știi. Acum slavă Domnului. Sunt bilingvă, da. Mă conectez foarte ușor de pe o limbă pe alta. Chiar recunosc că anumite lucruri mie, încă după 30 de ani, deși am încercat să nu mai am contact cu rusa, în ultimii ani nu mai voiam să am accent sau ce. Și atunci am încercat să vorbesc cât mai puțin, să ascult cât mai puțin, că având ureche bună muzicală, eu imediat încep să deprind accentul. Vezi, jocul semn al divinității de la copilăria în care nu puteai comunica, zici tu, verbal, cu puștii cu care te jucai, trage în concluzia că joaca reprezintă un limbaj mai mult decât universal de comunicare, pe care l-ai păstrat. Este adevărat. De altfel, școala pe care, apropo că m-ai întrebat de diferent, dacă mă simt uneori diferit, mă simt diferită pentru că, da, chiar și școala de teatru pe care am făcut-o eu la Tbilisi, în Georgia. În Georgia, da. Este extrem de diferită de sistemul de predare. Ce are diferit? Păi, diferit, de exemplu, este că în anul întâi, noi în facultate am făcut numai exerciții și ne-am jucat. Un an întreg, jocuri, erau atâtea, exerciții, improvizații și, ce este cel mai important, nu ni s-a dat voie să vorbim. Trebuia să exprimăm o situație, ni se dădea, descifram situația, fără vorbe, pe muzică, pe ritm, pe ce voiam noi, dar fără vorbe, adică să învățăm să ne exprimăm fără vorbe. Dacă câți ani? Un an întreg. Nu, câți ani durează studiile? 4 ani. 4 ani. 4 ani. Acum nu mai știu cât dacă s-a schimbat la 3 ani și asta, dar pe vremea aia era 4 ani. Și în primul an făceam multe, multe exerciții. De altfel, eu am tot timpul m-am întrebat cum poți unui tânăr de 17-18 ani, care intră în 18 ani, 19, intră în facultatea de actorie, să-i dai o povară atât de grea, să spună monologul Hamlet la un anul întâi de facultate sau ce se face, Shakespeare, Chekhov. E greu, te copleșește, pentru că tu presupune că copiii care intră la actorie sunt copii care au fost educați cu teatru. Și după ce tu l-ai văzut, de exemplu, pe marele Ilie Gheorghe, spunând un monolog, și tu poate trezești în anul întâi să spui monologul ăsta.
în afară de că ești, probabil, ai un clișeu, un model și vrei da, să e imposibil să n-ai, sigur că da. Nu cauți modelul tău. Ce aici mi se pare corect în actorie să te descoperi pe tine în anul întâi, să știi mijloacele tale, cum poți tu să te exprimi. Nu, ideal așa ar fi în toate meserile, nu, să ai un stil personal, exact, nu să imiți copiezi pe mereu. Cineva, da. Exact, și, sau mai sunt și mari profesori care sunt, mie mi-a predat actoria un regizor. Regizorul învăța să lucrăm cu un regizor. Deci este foarte bun. Ei, când ai un mare profesor, să zicem, vedetă, un mare actor, care îți predă-ți actorii, tu, nu, involuntar tu vrei să-l imiți pe el. Și atunci e destul de greu, pentru că un actor trebuie să știe că el are calitățile lui. Nu trebuie să-i dea. Și în momentul în care învățăm să lucrăm cu calitățile noastre, de multe ori actorii vin și vin cu un model. Un model că trebuie să fie rolul ăsta, așa, clișee, și să luptă cu acele, până scapă de acele clișee pe care le au în cap. Eu am pățit asta la examenul de admitere, că am luat o poezie de lui Grigore Vieru. Era ceva cu, mângâia cu palma părul femeii și nu știu ce, și făceam gestul ăsta așa cu părul femeii, și regizorul care era în comisia de admitere a spus, m-a oprit după prima oară, și a doua oară, și a treia, și m-a oprit și nu înțelegeam de ce. Și eu de fiecare dată începeam, urma, mângâia părul femeii. Și a zis, cu cine ai lucrat tu poezia asta? Ce-i cu clișeul ăsta? De ce e pleonasic? Mângâia părul femeii. Da, și ce gest să faci dacă mângâi părul unei femei? Corect, da. Și a spus, nu mai faci niciun gest, tu gândești la ce spui. Atunci nu înțelegeam. Deci primul an de facultate nu înțelegeam ce să vrea de la noi. Plângeam, nu înțelegeam, și până când mi-a trebuit ani de zile să înțeleg ce de fapt. Aplicabile studiile din Georgia în România? Adică ai venit și ți-a fost ușor? Ți-a fost mai ușor? Ți-a fost mai greu? Nu a fost ușor, mi s-a spus din start. Noi am fost primul grup național care am făcut facultatea în Georgia. Ce înțelegi prin grup național? Grup național au fost selectați în Chișinău, de exemplu. Eu am intrat prin Chișinău. Era greu să intri la teatru. Pe vremea aia era un concurs de mii de oameni, la Moscova, de exemplu, unde erau existau facultăți de teatru. La Chișinău nu exista. Dar cele, nu știu, 5-6 facultăți celebre care existau la Moscova erau mii de oameni pe un loc. Se făcea pe toată țara. Era aproape imposibil să intri, să te duci direct. Și atunci, dar puteai să intri prin Republica ta. Adică fiecare republică trimitea un grup prin Ministerul Culturii. Ceea ce se întâmpla cu Republica Moldova. Adică înainte de noi au trimis un grup la Șuchina, a fost, apoi după noi a fost un grup la MHAT. Noi am fost prima colaborare cu Georgia. Prin ce este specială școala de teatru din Georgia? E un teatru excelent, foarte bun, și cinematografie, și teatru, și în general sunt un popor extrem de talentat, de artiști. Pentru că, deși lucrează după meste, te învață tot, Stanislavski, toate astea să facă asta, dar el cumva este adaptat la temperamentul lor și la cultura lor. Aici se întâmplă asta? În România. Nu pot să am o părere, pentru că nu cunosc. Adică eu nu știu. Nu vezi aplicat în scenă? Nu. Cred că se lucrează după un sistem universal de teatru. Adică pe niște principii generale pe care fiecare le aplică în funcție de solicitările, cerințele, recomandările regizorului în momentul ăla. De exemplu, în spectacole georgiene sau ăsta se simte foarte mult amprenta lor, de cultura lor. Se simte foarte mult. Adică, deși sunt, poate asta e specificul lor, eu iubesc enorm pe ei, deși nu m-aș fi adaptat. Se vede, te trădează și replicile și atitudinea și s-a schimbat și mimica un pic. Da, ei, da, sunt un popor grozav, extraordinar, și ce este încântător că sunt un popor mic, dar rezistă extrem de bine înconjurat, adică își păstrează cultura, tradiția, limba, alfabetul care este unic. Ei sunt unici, dar și sunt... Nu știu, acum că nu pot să dau cifre cât sunt. Și slavă Domnului, iau presiuni și de la vecinilor mici, dar de la cei mari. Ca teritoriu, ca populație, nu sunt un popor foarte mare, dar cu toate astea să reziști atât de bine într-o țară atât de mică, să-ți păstrezi tradițiile, să ai atâta, să ai atâta sânge în vene, să fii un popor atât de mândru și să reziști, rușilor să reziști, apropo de e ani de zile și păstrează identitatea și popoarele caucaziene care sunt
Îți înțeleg emoția, mai ales că vii dintr-o familie și să nu, cel puțin cei din generația mea știu că e un nume rar și pe care tatăl tău l-a făcut să fie și mai rar. Mircea Druc a fost prim-ministru al Republicii Moldova, cred că un an de zile. Din un an și un picuț, da. Cam un an și ceva. De ce n-a mai fost? Da, e surprinător că deși a fost atât de puțin în acea... acel post, dar totuși a lăsat era și așa într-o amprentă în istorie era... câteva ani, încă sunt întrebată de tatăl meu și este de ce a lăsat o urmă. Mircea Druc are acum 82 de ani, recunoaștem că noi am socotit un pic înainte, nu eram da. Foarte sigur, dar era normal că dacă o întreb pe fica lui, cred că mai e și o soră, nu? Am o soră, da. Mircea Druc are acum 82 de ani și să nu ne minunăm că a lăsat o asemenea amprentă, pentru că a venit și într-o perioadă extrem de dificilă. Deși aici cred că zic o mare prostie, știi, pentru că în Republica Moldova perioada dificilă încă nu s-a terminat și nu știu când se va termina. Era perioada oportunităților pentru toți. Deci este, da, cine a prins, da, da, cine da, nu a prins. Da, cine, corect. Mulți, la orice nivel, erau oportunitățile foarte mari. Ce a făcut și ce n-a făcut Mircea Druc? Asta nu știu să judec. Deci ce n-a făcut ca să mai rămână? Că asta sună a ceva de bine. Mie mi s-a părut un tip cu o personalitate, nu că nu s-ar vedea și pe fica lui, cu o personalitate extrem de puternică, un tip vertical, un tip agreat de elită. Da, greșesc? Ce ține de, apropo de familie, că vreau să neapărat să fac această praie, pentru că sunt întrebată de adesea de tatăl meu. Dar ce țin să spun neapărat, că deși suntem o familie care merge pe principii tradiționale, suntem extrem, n-am respectat deloc tradițiile familiei. Adică în sensul că a existat acea toleranță. Părinții mei, mama fiind actriță, dar cu toate astea, niciodată nu și-au dorit eu să urmez... să merg pe pașe. Asta înseamnă libertate. Pe care. Până la urmă au acceptat. Libertate. Părinții mei n-au fost niciodată la spectacolele mele. Poate când eram studentă. Nu m-au văzut jucând. Singurul spectacol în care m-a văzut mama aici la Craiova a fost Hamlet-ul acum de... De atunci nu m-am mai văzut. Același lucru a fost tată care și-a dorit foarte mult măcar eu să intru în politică, pentru că i s-a părut că sunt potrivită. Nu m-a interesat. Deci asta e toleranța. Eu am zis, ok, politica îmi face foarte rău, eu sunt apolitică, nu vreau să știu absolut nimic de toate astea, nu m-a implica și nu... Adică am încercat tot timpul să ne desociem puțin, să fie eu cu actoria, cu teatrul meu. Mai aveți o ritmicitate în care să vă strângeți toți la masa aia copilăriei celebră? Da, ne strângem, facem acest efort. Deci, asta zic, deci avem o relație foarte bună, sora mea care cu medicina. N-are legătură, știi că viața se schimbă în toate felurile, știi, oamenii trăiesc cu impresia că, bă, dacă nu te vezi cu părinții, v-ați îndepărtat și nu mai comunic. Nu, n-are nicio legătură, nu, avem locuiesc, viețile noastre. Tocmai asta e că locuind în aceeași casă, bine, fiecare avem posibilități să ne... Dar locuim în aceeași casă, da, eu am... foarte aproape și sora mea locuiește aproape, dar cu toate astea, exact lucrul ăsta ne face să ne dăm un da, și o gândul, pauză de respiro, adică să și, nu mai... Și gândul că te-ai la îndemână și te poți vedea oricând și poți vorbi oricând și, bun, acum să nu ne imaginăm că dacă stăteați la 2 km sau la 2000 de km era vreo diferență. Crezi că teatrul ți-a influențat viața personală? Absolut. Este un mod sens? De viață, teatru, și foarte greu să viață persoană, adică persoane care nu înțeleg pasiunile astea, nu înțeleg modul de viață și asta, au observat că te trag înapoi sau încearcă să te îndepărteze de meserie. Și atunci lucrurile nu mai merg. Adică cât de în timp, adică dacă omul nu admiră, și asta nu mai așa, dacă nu admiră ce faci tu, da, da, da. Și încearcă păi să... Asta e valabil pentru de... orice ai face în legătură cu partenerul da. Tău. Adică, da, lasă-mă cu teatrul, a, lasă-mă, iarăși vii cu problemele tale și asta. Da. Păi și ce, Doamne iartă-mă, să vorbesc când vin acasă, că n-am cu cine să vorbesc, nu? Că așa pare normal, adică, na.
Asta, da, mă influențează, evident că influențează și dacă îmi pare foarte greu să... Ai un băiat? Am un băiat, da. Mare. Slava Domnului, da. Doamne ajută! Știi, mă gândeam și am și zis Corinei în birou că se spune că băieții între 14 și 18 ani, bărbații între 14 și 18 ani, că asta e și perioada în care nici nu pot să spui exact ce suntem noi când suntem între 14 și 18 ani, ar trebui să nu existe. Are asemenea masculinitate în definire, ca să-i zic așa elegant? Sau ca să zic pe oltenește, hai, că tu ești moldovean, că zici tu și e frumos cum o spui. Și e normal să fie frumos. Și... Nu, eu doar am spus da, e frumos, cum era, chiar e frumos. Moldovean, că da. Te consideri româncă? Mai mult decât? Da. Consider că raportat la România și Republica Moldova există diferențe? Mari. Mari. Ce fel de diferențe? Eu nu am mai... De când am plecat din... Într-adevăr, recunosc că tata, când a plecat din Republica Moldova, adică a pierdut orice legătură, foarte rar să duce acolo și nu... Deși este invitat adesea, dar acum bine, și din cauza vârstei nu se mai duce. Dacă nu era mai tânăr și asta n-am mai... O perioadă foarte lungă n-am mai vrut să se aibă relații cu Republica Moldova. A renunțat și la cetățenie. Nici eu nu am cetățenie Republicii Moldova. Wow! Da, asta este adevărul. Nici nu m-am... Adică eu am decis așa, am mutat în România. Eu sunt cetățean României. Bun, te vezi româncă, dar te consideri și integrată din toate punctele de vedere? Da. Adică ești parte din acest oraș? Hai, lasă că nu ne interesează dacă te simți apropiată de ea, din Baia Mare. Eu mă simt mult mai bine la Craiova decât în București. Craiova este, deci nu ca a doua casă, este casa mea, nu e a doua sau prima casă, e casa mea, deci eu când Craiova eu nu știu. În câte locuri ai stat de-a lungul vieții? În foarte multe locuri, de asta pentru mine această întrebare nu este, adică eu mă integrez foarte ușor oriunde. Eu bine, nu și antrenată, zic, adică... Da, noi am fost nomazi de mici, adică ne mutam de pe dintr-o parte în alta casă și asta, chiar la un moment dat am zis, ok... Am vrut să mă stabilesc și am spus, nu, dar asta e destinul, că să mă mut, da. Să locuiesc 3 ani aici, 2 ani acolo. Deși mi-am dorit la un moment dat o stabilitate, până când am zis, nu mai trebuie să... Ce procent din munca ta e definit de actor și ce procent de către regizor? Adică atunci când faci un rol, ai putea să estimezi cât de mare e contribuția ta și cât de mare e a regizorului? Deci, în facultatea de teatru, noi am avut această, predându-ne actoria un regizor, că am mai spus lucrul ăsta, el ne-a spus foarte... Noi am avut ore de regie, ceea ce este foarte corect. Foarte multe facultăți de teatru conțin ore de regie, pentru că spun așa, nu tot timpul tu cu actor o să ai baftă să lucrezi cu regizor care să poată... Să-ți transmită exact ce dorește, da. Și unii dintre regizori nu știu munca cu actorul și actorul așteaptă. Și ce faci dacă regizorul nu știe? El are un concept regizoral, face un spectacol și zice, dar tu... Asta întreb, de fapt, cât e creativitatea ta din rol? Da. Sau e în funcție de... Asta spui, de fapt, că în funcție de situație și de omul cu care interacționezi... Da, în funcție de asta, decât pentru că uneori tu nu poți să vii cu ceva ce ai gândit tu despre rolul ăsta și de fapt regizorul vrea să te conducă pe altă asta. Adică e o colaborare. E o colaborare, dar există regizori care știu totul despre rolul tău și spun exact cum vor să fie, pentru că ei creează o poveste și el vrea anume așa să fie. Deține controlul spectacolului. Și există regizori care îți dau mai multe libertate decât. Și există regizori care chiar trebuie să-i ajuți pe ei, că nu au experiență, că sunt la început sau că... Așa, există, și atunci trebuie actorul să intervină cu mai multă... Există. Întreb ca un prost, dar nu, măcar nu ascund asta. Spune un nume de regizor cu care să fi colaborat extraordinar dintre cei foarte actuali. Nu încerc sau ajung nicăieri, nu sunt atât de inteligent pe cât vreau eu să las impresia, adică pur și pentru simplu mine, întreb. Deci am avut această prejudecată când eram foarte tineri, ne doream să lucrăm cu regizori mari, să vină regizorii mari, să lucrăm. Apoi am lucrat cu regizori mari, nu o să dau nume, dar am lucrat cu regizori. Și vreau să spun că am avut uneori satisfacții mult mai mari lucrând cu regizori tineri, care erau la început de drum.
Tocmai din acel motiv că erau mai... nu veneau cu rețete. Te stimulau mai mult... Îți stimulau creativitatea, da. Creativitatea și dorința lor. Nu, adică eu recunosc uneori un regizor mare poate fi un picuț... mult prea rutinat. Da, să vină cu el și să vină cu o rețetă și să spună că uite așa, așa, așa și să nu fie... Mai ales dacă are o rețetă de succes, o aplică peste tot unde merge, fiind convins că face public. Exact. Ce face publicul să vină la teatru? Ce ne determină pe noi ăștia, civilii, vorba voastră, să... Uite, am fost ieri și am văzut Prostia omenească. Așa. Am stat acolo între vreo 300 de copii și na, acum eu forțez o ușă deschisă, știi bine ce înseamnă să joci în fața unor copii. Știu. Păi nu e ușor nici în public, dar pe scenă. Sau cred că e mai ușor pe scenă. E o meserie aparte, teatrul de copii, adică Doamne, nu oricine poate să-l facă. Nervi de fier, da. Nu-ți mai spun că pe la jumătatea spectacolului, la un moment dat, doi dintre colegii voștri ies în sală, aleargă, bat palma cu ei și peste trei sferturi din sală a început să îmbrace. Și au fost convinși că aia e finalul. Cei de pe scenă i-au temperat, cei din sală s-au întors pe scenă, spectacolul a continuat, oamenii ăștia mici, că tot oameni sunt, știi că toată lumea vede pe copii ca pe niște ființe extraterestre care nu corespund cerințelor noastre. Ei corespund cerințelor lor, ceea ce e foarte normal. Știi, copiii sunt niște oameni mai mici care au, pe nivelul lor, același fond de probleme, aceleași stresuri de orice natură și așa mai departe. Și îți spun că nu sunt convins că e un spectacol care se adresează copiilor și sau adulților. Nu poate crea exclusivități, fiindcă eu m-am simțit fantastic de bine. De la muzica aia lui Marius Țeicu până și când am văzut vaca aia clasică din Teatrul de Păpuști care intră pe scenă, ce face publicul să se simtă atras? Deci, eu mă gândesc în primul rând că spectacol... Deci, puțin este greșit în copilăria mea, formulez așa, am văzut niște spectacole pentru copii extraordinari. Nu știu de ce, de multe ori se crede și nu, iarăși nu vreau să arăt cu degetul spre ceva, dar chiar recent am văzut un spectacol pentru copii puțin, doar am făcut foarte slab și am înțeles, dar de ce venim la copii care ei trăiesc în lumea asta virtuală, deja au atâtea tentații, de ce venim cu chestii atât de slabe pentru ei, lipsite de calitate, de cor, costum, pentru că acolo trebuie înzecit să investești și să faci un show ca să-i atragi, să-i educi. Dacă vrei, de atunci, când noi vorbim licei, nu, licei e prea târziu. De atunci. A, nu, clar, da, suntem prea departe. Și noi venim cu niște chestii foarte, adică, lasă că la copii merge și așa. Într-adevăr, copiii sunt receptivi, ei foarte repede se implică în poveste. Bine, sunt și foarte interactivi pentru că ei se simt foarte liberi. Absolut, știi? Dar nu trebuie să profităm că copilul este un spectator bun și lasă că merge și așa. Cu atât mai mult trebuie să le oferi un show. Ba mai degrabă aș zice că e invers, pentru că ei fiind foarte liberi în tot ceea ce exprimă, și acum mi-aduc aminte că purtam o discuție, nu mai știu cu cine, despre teatrele din Anglia, unde știi foarte bine că publicul se ridică la jumătatea spectacolului și pleacă. Nu se rămâne ca aici la români, știi, românii din bun simț stau până, hai bă să nu, că râde lumea de noi dacă și aplaud, lasă-vă că nu e, bravo! Păi, mă, e în Anglia... Te răsplătesc dacă meriți, ceea ce face parte din normalitate. Pentru că de-aia spun că este foarte prețios și atunci eu dacă îți dau din timpul meu, tu trebuie timpul ăsta să mă faci fericit, ca să nu mai zic biletul de... De-aia vin, că aia e întrebarea de fapt. Eu de-aia vin la teatru? Da, să fiu fericit? Eu ca actor nu mai stau de-aia, dacă un spectacol care... De-aia vin la teatru să fiu fericit? De ce vine publicul? Ce crezi că atrage publicul înainte de orice? Mesajul, story-ul, jocul? Povestea. Deci eu cred că totuși trebuie să se pună spectacole cu poveste, pentru că hai să le împletim. Natura umană nu se schimbă. Hai, corect. Și povestea să fie bine spusă. Hai să le împletim. Clasic sau modern? Și. Ce înseamnă? Și în același moment sau și în repertoriu? De 10 ani de zile noi am început să luptăm. Teatru vechi, teatru nou, teatru trebuie, e creativitate. Poate fi și așa, și așa. Toți avem loc. Deci, nu, da, bine, asta e clar. Trebuie să existe pe toate gusturile teatru. Păi stai că orice teatru vechi la un moment dat a fost nou.
pe toate gusturile. Deci un spectator trebuie să vină și să găsească și comedii, și tragedii, și drame, și show. Deci clasic și modern și... în repertoriu, nu în același spectacol. Și în repertoriu și, da, nu în același spectacol, că trebuie respectate genurile. Dar orice teatru, adică poate fi un teatru modern cu doar, nu știu, să zicem, proiecții, lumini, așa, și poate fi un teatru clasic cu un scaun, cu o masă și... Acum am văzut undeva și mi-e ciudă că nu mi-aduc aminte că în teatrul modern, practic, ar trebui să nu mai lipsească proiecțiile, pentru că ele au un impact fantastic. Îmbracă. Da. Îmbracă, din proiecții poți să faci și un decor. Deci am văzut spectacole absolut geniale. Acum. Evident că eu fiind de școală veche, mie mi-ar fi plăcut teatrul meu clasic și ăsta, dar acum am devenit foarte deschisă spre, lucrând și cu tinerii și ăsta, am descoperit acest lucru și mie e interesant să mă reinventez ca actor, să încep să funcționez și altfel decât sunt eu obișnuită sau învățată. Fac un efort. Păi nu, mai ales pentru un actor, stai puțin, despre ce vorbim, versatilitatea e principala condiție, adică nu poți să nu fii în continuă schimbare, și... fiindcă na, ce, ai vrea să mai fii acum cu Ana Chirița, cu 17.000 de fuste și cu umbreluța? Pe de altă parte, de multe ori se spune că spectatorul ăsta cere un teatru modern. Nu, spectatorul se bucură de orice tip de teatru pe care... Stai că nu știu ce tip de spectator, pentru că un tip de spectator sunt eu, care am aproape 60 de ani și sunt educat în sensul unui teatru, nici nu știu dacă e clasic, știi că la vremea aia când mă duceam eu, teatru clasic era altul pentru tata cu care mergeam. Știi, pentru el clasicul era în urmă cu 40 de ani, clasicul meu e acum în urmă cu 40 de ani. Este greșit că noi căutăm limita de vârstă la spectator, adică asta e tot. Pentru noi să facem spectacole pentru tine. Nu, să facem spectacole pentru că eu pot să spun că oamenii de vârsta a treia, am avut niște spectacole, de exemplu, cum Cealaltă Țară, un spectacol foarte drag mie. Și era un impact incredibil, nu la tineri, pentru că poate tinerii nu înțelegeau, era bine jucat, dar poate tinerii nu înțelegeau problema aia cu Herta Müller, care și-a povestit, era puțin autobiografic așa, dar ce înseamnă să emigrezi, ce înseamnă să pleci dintr-o țară unde nu avea libertatea cuvântului. Mm-hmm. Și a fost făcut acest spectacol, avea un mare impact la vârsta a treia. Deci și spectatorii de vârsta a treia, adică ei vor să vadă genul ăsta de spectacole și atunci trebuie să le oferim și lor posibilitatea să vadă acest gen de spectacole. Pentru că ei sunt un spectator foarte important. Eu mă duc la teatru și văd oameni de vârsta a treia care vin la teatru pentru că ei au această bucurie de a veni la teatru. Și atunci ei trebuie să vadă nu doar spectacole pentru tineret, cum vrem noi, pentru licieni sau asta, trebuie să găsească în repertoriu și spectacole cu o poveste, cu despre ei. Da, despre trebuie să regăsești un story relativ trăit. Absolut. Știi? Nu neapărat trăit, da, în sensul ăla, dar prin mesajul pe care îl transmite. Da, știi? Noi ne concentrăm foarte mult acum pe tineret, dar poate potențialul financiar, cine are posibilitatea să cumpere bilete, mie mi se pare că sunt exact oamenii mai așezați. Da, că tineretul normal. Vrea, dacă are un bănuț, nu știu dacă vrea să-l dea pe biletul. Și pe ce să-l dea mai întâi, da, bravo. Avem... Deși ne bucurăm foarte mult că din tinere, deci evident că ne bucurăm foarte mult. Cred că nu, dar până la urmă risc să întreb. Sau nu, mai, dacă, nu, dacă întreb nu riști, dacă afirmi. Mama a fost un model. Pentru mine. Fără să-ți dai seama în faza inițială. Iarăși este un clișeu, pentru că nu. Mama bun, n-a nu fost. Fost. Ok, atunci avem un model feminin? Nu. Nu am, în general nu prea am un model. Adică eu nu am un model, eu admir în general anumite chestii la oameni, la asta, dar nu. E... Nu, mă refer strict de actriță. De actriță. Mama a fost actriță, de-aia mă gândeam dacă a fost un model ca să urmezi. În teatru, într-adevăr, am primii ani de viață, am stat pe la repetiții, pentru că atunci nu... Adică asta crezi că te-a atras? Primeai trei luni de zile concediu maternal și după aia eram în teatru. Te-a atras? Cum? Te-a atras? Dacă m-a atras... Adică am văzut, mama a fost actriță, da, uite ce face mama. Probabil. N-ai de unde să-ți dai seama, bun. Probabil, a fost un model? N-a fost. Și atunci avem un model. N-a fost un model pentru că, da, eu sunt foarte diferită de... Și este normal. Diferită? Eu încerc educația pe care am primit-o eu de la părinți, eu nu în felul ăsta nu mi-am educat fiul așa. Mulțumesc din suflet, suntem...
Repet, parcă suntem făcuți de aceeași mamă, nu știu de unde ai venit. Nu se potrivește, trebuie să te adaptezi. Bineînțeles, adică nu pot să vin acum cu niște clișee, replici de alea ieftine pe care mi le vindea mie tata. Erau alte vremuri, ba mai mult de atât, deci eu am fost singura care stă la calculator, dar ce vreți? Eu mă uit, părinții mei, sau de exemplu, le-i greu cu un telefon mobil. Ce să fac? Să opresc un tânăr? Deci eu, mie mi-e greu, nu știu unde să caut. Dar este exact ce vorbim în birou mai devreme. Și cum să opresc să stea la calculator când peste totul este în fiecare zi eu mă izbesc de chestia asta, iarăși totul trebuie să... Nu, asta e de fapt izolarea, asta faci. Dacă îl oprești de acolo, l-ai izolat de lumea reală în care trăiește el, cât pare ea de virtuală. Nu, asta e lumea lor reală. Păi dacă el trăiește acolo alături de prietenii lui, iar asta cu vai nu socializează, stai mă că nu îi împiedică nimeni. Da, exact, ba socializează. Și nu neapărat virtual, că ei după aia se întâlnesc, își beau berile, se întorc acasă. De zile a trebuit să lupt cu bunicii, cu părinții, și să le explic că educația pe care au primit-o ei, că voi în ziua de azi, nici măcar pentru mine nu era potrivită educația lor. Că ei sunt generația care au foame de război. Mama este cu mâncare, apropo de că am vorbit de mâncare, mama este cu mâncare pentru că copil care a supraviețuit s-a născut în 46, când era mare. Da. Eu nu am această problemă, eu nu înțeleg stresul ei cu lipsa de mâncare sau asta, dar ei sunt marcați pe viață. Știi că eu am problema aia românească super clasică, știi, copilul se mănânce ciorbă la prânz și se doarme după amiază. Da, n-am înțeles niciodată, știi, ce-o fi cu chestia asta. Fel 1, 2 și 3, mama nu înțelege pâine neagră, zic că ei mâncau un pumn de grăunțe ca să supraviețească, dar eu cum? Adică eu, pentru mine, pâine neagră. Știi că așa i-a zis mama lui sorul meu. Da, mâncau, cum adică, pâine albă. Da. Mama lui sorul meu zice la un moment dat, când ne-a dus sorul meu de o zi de-a lor ce naibierea și ne-a strâns tot nemul și ne-a dus pe la un restaurant de ăsta tradițional, cu bănci de alea de lemn. Și mama i-a zis, bă, lăsați-mă dracu în pace, că o viață întreagă am încercat să scap de scaunele de lemn. Bun, dacă i-am fi educat pe copiii noștri, sau la rândul nostru, că știi că de fapt și părinții nu și-au procedat la fel, chiar dacă nu și-au dat seama. Nu ne-au educat cum i-au educat părinții lor. Dar de aici vine conflictul între generații. Pentru conflictul că practic înseamnă progres. Asta vreau să, acolo vreau să ajung. Practic nu s-ar mai fi evoluat, nu? Exact. Avem educația străbunicilor mei. Deci acum trebuia să fim pe aici, prin curtea orașului cu plugul. Ne întorceam și noi de la... Frumos, bine, acum era iarnă, nu prea aveam multe de frumos. Ce frumos era în copilărie. Da, era foarte frumos, dar e frumos și în copilăria lor. Doamne, nebunesc. Ai fost aici acum... Că, uite, am ajuns să măsor viața în podcasturi. Nu știu cu cine eram când am spus treaba asta. Dom'le, lăsați-mă cu zăpezile de altă dată. Zăpezile de altă dată, sigur că sunt foarte mari când tu ești atât. Da. Când tu ești mic, ce să nu-ți placă? Eu l-am întrebat pe film, am avut această discuție. Bă, băiete, tot aud ăștia cu generația cu cheia la gât, cu generația de aur, cu hai bă, că e cam coclită, suntem să fim serios. Și da, e cam coclită, așa. Și el mi-a zis, bă, să știi că și eu am avut o copilărie fantastică, eu nu înțeleg treburile ăștia. Nu înțeleg, bă, cum să vă placă să umblați singur pe stradă cu cheia la gât, să... Nu, mie îmi convenea că mă duceai la școală cu mașina, că nu mergeam prin fric. Uite, bă, oameni normali. Bă, chiar credeți că noi suntem niște tip de 60 de ani care stăm pe telefoanele mobile și dacă le aveam când aveam 10 ani, n-am fi stat pe ele, nu mă prezentam indignarea pe care o manifestăm acum, știi, când stau copiii noștri, ăștia o tâmpenie, cum să nu fi stat, mă, dacă noi acum stăm, cum să nu stea un tânăr căruia acolo îi se deschide lumea? Dar pe de altă parte, totul este, noi suntem dependenți, deci nu poți să faci nicio operațiune, totul cade dacă nu... Adică cum? Auzi, știi, ne că reproșăm o chestie, dar pe de altă parte totul este digital, ca să nu mai zic acum mă duc în... unde a trebuit să depindem în totalitate. Ce făceam dacă acum mă duc să... în teoria aia conspiraționistă, asta că bine, sunt vreo 4.000, știi, și evident că mă trădează probabil din când în când privirea că eu ader la toate, măcar în a le auzi, dacă nu a le și crede pe câte unele, până la limita la care îți păstrezi luciditatea, știi? Și mă uit acum la ăștia care o tot vehiculează pe asta cu vor să ne ia cash-ul, vor să ne... o să rămânem, ne bagă ăștia o pană de curent. Și mi-au aminte că aveam niște discuții, mi-au adus aminte de la pandemie, știi? Când toată lumea zicea, dom'le, ăștia vor să ne omoare. Bă, dar voi chiar credeți că așa deranj mare ar fi? S-ar strădui ăștia să facă măști, seringi, vaccinuri ca să ne... Bă, cred că lucrurile sunt mai simple, știi? Adică... Nu, da, știi, toată lumea zice, dom'le, vine sfârșitul pământului. Mă, mâncava șuchii, păi pentru tata a venit acum 33 de ani.
el a murit și el a fost sfârșitul pământului acestuia, știi, în limita în care fiecare înțelege sau vrea să înțeleagă ce spun sau ce nu spun eu acum, că mai degrabă nu spun decât să spun, fiindcă mi-e teamă de ce aș spune. Da, se trăiește bine din toate lucrurile astea. Adică da, ăștia sunt vânzările alea ieftine, da, de pe toate rețelele de socializare. Când ai văzut, să deschis dimineața, Doamne, plus celebra dezvoltare personală. Ai văzut când toată lumea te îmbă să fii optimist, că e bine. Cum trebuie să nu fie bine, mă? Toată lumea știe că e bine. Bă, dar mai sunt o mulțime de lucruri pe lângă tine care nu neapărat te fac pesimist. Știi că una e să fii pesimist și alta e să fii necăjit, păi, într-un anume moment. Pesimismul ăsta și vine de... Deci este foarte... Noi, ca oameni, ca cum am fost... mulți, când am apărut pe pământul ăsta, să zicem, am început să ne dezvoltăm. Noi aveam, trebuia să ne procurăm mâncare, căldură, trebuia să supraviețuim. Noi acum nu mai avem aceasta. Și atunci de aici și pesimismul ăsta, pentru că noi mai de multă toată energia noastră activi. Se ducea să nu, supraviețuim, da, să trăim, să mâncăm, să ne asigurăm. E, acum noi nu avem nevoie și suntem pesimiști că m-am trezit, apă caldă, e bine, nu trebuie să supraviețuiesc. Imediat dispare acest pesimism în momentul în care trebuie să supraviețuim. Dar, Doamne ferește, e bine așa, trebuie eu, să fim mulțumiți. Da. Măi, eu mă uit la mine, care sunt un tip care... Da, ne deprimăm. E sportiv, nu că n-aș ști cu cine ne vorbesc. Ne deprimăm că nu avem bani să ne cumpărăm, nu știu, ceva. Dar ceva de care putem să ne lipsim. Și dar noi ne deprimăm pentru chestia asta, îngrozitor. Și ca să înțelegi pe tineri, știi, și... Da, bineînțeles. Eu mă raportez la mine și mă uit la mine cel dinainte și la mine cel de acum. Păi cine dracu credeți, mă, că se interesa cât e temperatura, că nici aveai de unde? Când pleca dimineața, acum când mă trezesc, iau telefonul repede, iau 3 grade afară să văd cum mă îmbrac, să nu știu ce, să-mi iau eșarfa aia, să nu răcesc așa și ce mai am de făcut... Păi înainte habar n-aveam, mă, dacă era caniculă, dacă era un termometru... Nu știu dacă tu l-ai prins cu 30 de ani când ai venit în grevă, ăla de la Basa, unde este kilometru zero și unde era Basa. Păi era un termometru făcut cu... Te uiți ca și cum nu l-ai prins, nu? Din, nu știi, din becuri așa. Era un termometru mare și o minune pentru vremea aia comunismului, știi? Și scria pe acolo minus 35 de grade. Bă, vă spun că sunt ferm convins că nu știu dacă erau sau nu erau minus 35 de grade, dar toată lumea zicea, dă-l dacă e defect. Înțelegi? Totuși, minus 35 de grade și pe urmă mai arăta minus 25. Toată lumea, s-ar putea că mi s-o lipi mâna de clanța ușii, știi? Avem niște repere de ăștia foarte clasice și foarte aia. Bun, nici măcar 5 minute nu mai sunt. Care crezi că e cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla în viață și care crezi că e cel mai rău? Cel mai bun, lucrurile bune se întâmplă în viață, că suntem în viață, suntem sănătoși, asta e, cei dragi sunt sănătoși, adică astea sunt lucrurile bune care ne se întâmplă și trebuie să fim mulțumiți. Automat în oglindă, acum mi le-ai spus și pe cele rele. Da, păi, și automat am spus și cele rele. Deci, ce există poate vreun dar lucru? Noi nu trebuie să trăim cu ce să fim prăpăstioși, adică, pentru că noi știm. Oricum nu prea depinde de noi, că, în mare parte. Da. De știi cum se spune? Știm că murim, cele mai importante lucruri din viață nu sunt lucruri. Da, ce poate să se... Dar bucuria... E ceva să fi vrut să faci și n-ai făcut? Vreau să lucrez foarte mult, îmi doresc să lucrez. Culmea că nu mai îmi place timpul liber. Nu există. Noțiunea de timpul liber mă omoară. Apropo de depresie, testă pe ei nu mă deprime că nu pot să-mi cumpăr acum, nu știu... ceva, dar mă deprimă păi când... Păi nici nu prea ai ce să faci cu ele, știi? Acum eu nu vreau să par nici varianta foarte masculină. Nu mă bucură nici hainele, nici nimic material, dar într-adevăr mi-aduce foarte multă bucurie de muncă. Deci de când stau departe de muncă, asta într-adevăr asta și cu timpul liber. Nu suntem înțeleși și totuși am venit amândoi îmbrăcați în negru. Eu mereu mă cert cu toată lumea cu care mă cunosc, mă întâlnesc, conviețuiesc și așa mai departe. Și nici măcar nu e o culoare, am înțeles. Bă, da. Nici măcar nu știu dacă spune sau nu spune ceva. Eu am încercat să port culori. Nu stă bine. Efectiv. Eu mai port și culori, dar nu neapărat le asociez cu o stare, știi?
Adică toată lumea te suspectează, bă, ce dracu, iar te îmbrăca și în negru. Bă, da, eu nu observ că mă îmbrac tot în negru. De exemplu, noi la repetiții și când repetăm, și de multe ori se cere, și din facultatea asta, o fustă neagră, un body negru, un tricou negru, ca să nu deranjeze. Deci asta e uniforma actorului, negru, negru, de multe ori. Că, la fel și, adică e bine să folosești un săpun, dar dacă folosești un parfum foarte strident, iarăși deranjează. Orice miros poate să deranjeze pe scenă. E ciudat ce spun eu. Ce te deranjează pe scenă? Ce te-a deranjat vreodată? Pe scenă. Dar poate să deranjezi, de exemplu, un parfum puternic în momentul în care, să zicem, joci într-un spectacol, cum ar fi... nu știu, clasic, așa, și brusc vine un parfum. Un Dior, așa. Da, un Dior, așa, ca să nu facem reclamă. Și opa, zice, și recunosc. Că e ciudat să, personajul, partenerul să miroasă. Știi? Știi că acum, cu toată presupusa publicitate pe care o facem, și mi-asum acest risc, dar, pentru că, de fapt, vorbesc despre altceva. Semnul de identificare al McDonald's-ului este al doilea cel mai cunoscut din lume după cel al crucii. Iată. Și acum mă gândeam în timp ce ziceai tu că dacă întrebi pe cineva, bă, bei o cola, este imposibil să nu-ți apară imaginea aceea. Mai ales acum în perioada asta, știi? Sunt mii de feluri de cola și cola nu spune nimic. E imposibil să nu te gândești acolo. Știu că, de exemplu, știu că am un coleg de-al meu, nu o să dau numele, din București. La un moment dat a avut o postare că juca într-un spectacol de clasic. Așa, nu vreau să dau nume, așa că au fost multe dezbateri pe deoarece. Și a spus că o spectatoare se juca la buza scenii. De fapt, erau și spectatoarea din rând întâi mirosea foarte puternic ca parfum. Și nu putea să se concentreze de acel parfum îngrozitor. Și într-adevăr, dar și eu, dar când vine să deci simți parfumul ăla. Mi s-a spus, nu te mai da cu parfumul ăsta, că nu e foarte puternic. Deci poate să deranjeze și acest lucru. Îmi zici ce ai zis. E finalul, știi, și nu știu cum să o scald. Îmi zici ce ai zis la admitere? Ce am zis la admitere? Nu, nu, îmi reciți. Nu îmi zici. Dar știu, eu pot să nu recit că nu mai e, dar am avut din Vieru. Din Vieru, nu mai țin de. Voia să mângâie cu palma părul femei, nu știu, atâta știu începutul, că atât am rămas cu faba și doi a fost o chestie din Topărceanu. Zi-mi ce ai spune acum, ceva tot trebuie să-ți dai seama că nu putem să o lăsăm așa. Ba, putem, că nu, pe scenă. Cine vrea să mă vadă să vină la teatru.